Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Primăria Arad reduce iluminatul public cu 2 ore și oprește semafoarele intermitente pentru a face economie. Primăria a decis să reducă iluminatul public pe timp de noapte cu 2 ore ca primă măsură pentru a reduce consumul de energie electrică. Deocamdată nu am considerat că suntem în situația de a lua alte măsuri, pentru că și acestea ne vor aduce o economie de 10% din consumul de electricitate la iluminatul public. Am discutat însă despre ce se poate face la toamnă, atunci când noaptea va fi mai lungă, iar consumul inevitabil mai mare. Este posibil să adoptăm unele măsuri, precum reducerea iluminatului arhitectural din oraș. Este o declarație a unui oficial din Arad. Tramvaiele vor fi alimentate cu energie solară. Asta sună bine. Interesant. Tramvaie cu energie solară. Și panouri fotovoltaice vor fi instalate pe școli. Primăria Arad vrea să acopere parcările supraetajate din oraș cu aceste panouri fotovoltaice, care ar furniza energia în rețeaua de iluminat public. De ce se întâmplă toate acestea? Se întâmplă pentru a face economie. Știți foarte bine că am mai vorbit despre acest subiect. E o tendință existentă la nivelul Uniunii Europene, aceasta de a face economie pe energie. Și uite că la Arad se face un astfel de pas. Da, dar nu peste tot. Da, știi că am vorbit și ieri, dar ne-a scris cineva ieri dimineață că a trecut pe la 5:30 pe lângă clădirea Parlamentului și era lumina în floare. Și acum, da, sigur, tot pe banii noștri se întâmplă chestiunea asta. E și aici o alegere în condițiile actuale. Vrem să avem un buget mai strunit sau vrem să avem un oraș mai frumos sau un oraș mai sigur? Că și asta contează. Mulți ani, nu uita că România așa părea un oraș care făcea foarte multe economii, știi? În sensul în care era o grămadă de cartiere fără iluminat public. Ține minte că în urmă cu 10, 15, 20 de ani, dar cred că și astăzi sunt multe localități în care îți scoți ochii noaptea. Eu mi-aduc aminte că există niște fotografii din spațiu realizate acum câțiva ani, chiar foarte mulți ani, și se vedea lumina, cum e luminat continentul. Se vedea foarte multă lumină prin Statele Unite, prin Europa de Vest, iar la noi aici în Est era așa un semi-întuneric, să spun, apropo de consumul de energie și de cine a consumat cea mai multă energie până acum. Noi am ajuns la cumva de unde am pornit în 89. Nicușor Dan zice că în București nu există măsuri administrative, sunt doar măsuri de bun simț, de a închide becul când ieși din cameră. Cred că se referă la clădirea primăriei. Da, iar la Timișoara primarul Fritz spune: avem proiecte depuse în valoare de 26 de milioane de lei ca să înlocuim becurile cu LED-uri și o să investim și în mecanisme de telegestiune, adică să putem lua corpuri de iluminat care, de exemplu, după ora 1 noaptea, să poată fi date mai încet, astfel încât să putem economisi energia. Ambii sunt citați de Digi24. Până una alta, hai cu apa caldă în București. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.